Zi bună! Mâine. Mâine, cu ziua mai lungă, bună dragilor! Chiar e mai lungă mâine. Mâine mai lungă, de ce? E acum cu 10 ceas. Acum e unul fără 10 minute. Am atât. Nu mai vrei balonul legat? Era incomodă la spate, așa ai? Da, noi am plecat până în Decathlon. Scuze, Marc. Vrem să... Departe, da, mergem pe jos. Da. Vrem să vedem dacă găsim niște tricouri pentru Sally, pentru școală. Păi am luat anul trecut, dar din alea cu mânecă scurtă, cu din alea polo, n-am găsit. Decât la Carrefour am trecut și anul ăsta nu am găsit. Și la televizor arăta că sunt, dar păi s-a epuizat. Și ție de grădii? La tine la grădi trebuie să primim lista, că încă nu am primit-o, Marc. Păi o să primim și lista pentru tine și o să mergem să cumpărăm. Merg cu tine la cumpărături, da? Da, păi acum, dacă nu am lista, iubire, de unde să știu ce să cumpăr? Nu știi ce să-ți cumpăr, după aia dacă ți-a greșit, nu te primește doamna. Dar mă mir cum de n-a trimis lista, am uitat pe grup, dar nimic. Gata, am plecat de la Kaufland. Uite-o și o pârlă mare. Uite-o. Ai, vezi ce micuță e? Uite-o. Are și culoarea aia, știi, da, care... Dar iute și mică. Da. Le-am cumpărat câteva chestii. Și acum mergem către casă. Așa nu e lung drumul, doar că cu moșulică ăsta, mic. Da, ăsta merge greu, tare. Merge greu sau vrea în brațe. Hai să tăiem pe aici. Vrea în brațe. Mai sunt momente când e cald sau când adie vântul. Și când adie vântul e bine. Acum mă duc să... Miroase ca în Grecia. Miroase ca în Grecia, da. Miroase a iarbă uscată. Vrei în Grecia? Da. Și eu vreau. Merg să-mi plătesc la Digi. Și după aia mergem acasă să gătesc. Astăzi am zi de curățenie. Văd că se norează, ori vine ploaie, ori nu știu. Îți place în Grecia? La anul, Mărcuț! La anul! Imediat ajungem acasă. Mergem la Big să luăm un balon, da. Am ajuns în cartierul nostru. Nu știu că s-a spart la telefon. Vorbeai la telefon și dintr-o dată, dreng, uite și speriat. I s-a spart lui Bogdan balonul. Vorbea la telefon și ținea balonul la, cu aceeași mână, la ureche, așa. Și dintr-o dată a bubuit și s-a speriat. Am ajuns și noi acasă și... Am intrat la Penny să cumpăr câteva chestii. Aș fi vrut să cumpăr și de asta cum se numește, drojdie, dar nu am găsit. Am cumpărat 3 pachete de șervețele umede. La noi se ia să consumă cel mai și cel mai repede. Și apropo, sunt și la ofertă dacă vă interesează. 3 lei și 19 bani, parcă. 2 punguțe cu mozzarella, niște castraveți, o folie de aluminiu, 10 ouă, sugus, banane, am luat un pepene, Marc și-a luat niște covridoc, pepenele ăsta nu cred eu că e copt, dar cred că e ultimul pepene pe care îl încercăm anul acesta. Iar aici am câteva chestii de la Decathlon pe care o să vi le arăt după ce strâng ăstea de pe masă. Am cumpărat și sucul ăsta care zici că e făcut din medicamente, cred că din... Pastile din alea sunt făcute, că sunt oribile, dar nu m-am înțeles cu Marc, că vrea să guste, vrea să guste, dar s-a convins și el că nu e ceva bun. Dar hai să văd dacă pot să scot eu cu mâna asta. Pentru Selena am luat această pereche de pantaloni. I-am spus să nu rupă etichetele până nu le probează. Pentru vârste de 12-13 ani. I-am luat pentru sport.
Cred că au costat 49 de lei, nu mai rețin. Trebuie să văd bonul. Pentru marca am cumpărat această pereche de Adidas. Haide mă, haide mă. Am mai avut și pe albastru și mi se pare că mai are o pereche mai mare pe albastru. Și i-au plăcut și făcea mama ei, mama ei, și i-am cumpărat și lui. Așa o pereche. Pentru Selena am cumpărat două bluze. Așa, cu mânecă lungă, tot pentru sport. Zice că sunt făcute din bumbac. Și acum cred că merge să ia și pe sub uniformă. Le voi băga la spălat și le voi călca. Chiar dacă nu e bluză din aia polo, mai are și bluze din alea polo și vom mai cumpăra eventual vreo două. Dar cred că merge, de ce să nu meargă și astea. Și am cumpărat două. Toate le-am cumpărat pentru aceeași vârstă. Iar aici am mai cumpărat două tricouri, tot pentru sport. Asta este așa, cu mânecă scurtă. Două cu lungă, două cu scurtă, perechea de pantaloni. Așa, aici am și bonul. Asta e bonul de la Penny. Bonul de la Decathlon aici. Chiar mă gândeam, șervețele Bebelino deja. Bun. Papucii lui Marc au fost 44-45 de lei. Sucul 5,49, bluza albă 20 de lei, pantalonii 50 de lei, bluza albă 20, tricou al 12 și sacoș 2,49. Și am dat 166 de lei și 92 de bani pe toate lucrurile acestea. Trebuie să probeze Selena pantalonii, de bluze și de tricou nu mă îndoie să nu-i vină, dar la pantaloni nu știu că e mai bulănoasă așa și vreau să văd dacă îi vin. Seli, să probezi mama pantalonii, da? Da, Seli? Am tocat ceapă și usturoi, am pus prima oară ceapa la călit, acum am adăugat și usturoiul, le mai călesc puțin, după care voi adăuga spanacul. La amiază care deja a trecut, e 3 și 10, vom mânca spanac și cu ou lângă. Chiar la cină nu știu ce vom mai mânca, trebuie să mă gândesc. Așa că hai să scoatem spanacul, să vedem unde e, nu e aici. Unde? Să scoatem și smântâna aceasta. Trebuie să cumpăr și bulion, că nu am bulion. Uite la aici spanac. Las. Gata, am adăugat spanacul. Și o să lăsăm așa să se dezghețe. Sunt dăți în care adaug puțin lapte, sunt dăți în care adaug apă. Îl las așa să se dezghețe, pun capacul. Știți că v-am mai arătat, am și rețetă pe canalul meu, se face foarte ușor și iese cel mai bun spanac. Mai ales că este congelat, deci nici nu zici că este făcut din spanac congelat, zici că e făcut din spanac proaspăt. Băi! Imediat este gata spanacul, l-am dat deoparte că sare în momentul în care vreau să amestec în el și sare peste tot și marde și pe mine. Mi se murdărește și toată faianța și tot aracazul, așa că l-am tras deoparte, amestec în el, o să-l mai pun la foc. Am pregătit și ouăle, să facem ou, pe mine deja începe să mă doară capul de foame, eu așa pățesc, dacă nu mănânc la timp, mi se face rău, mă doare capul. Începe să mă roadă stomacul, dar cum am fost plecați, nu am reușit să ajungem la timp ca să mâncăm. Iar de dimineață nu am avut timp, că așa l-aș fi pregătit de dimineață și când ajungeam doar mâncam. Mă apuc să fac întăvița asta mică, un pan dișpan cu prune. Aveam câteva prune în frigider și nu se mănâncă. Așa, dacă fac pandișpanul ăsta, cu siguranță se va mânca. Și voiam să fac la început o tavă din aia rotundă în care făceam eu, tava aia de sticlă, doar că nu am prune suficiente. Așa că voi face în tăvița asta mică. Am pregătit aici prune, le-am spălat, le-am pus cu puțin zahăr, o să le pun în tavă și mă apuc să fac acum aluatul. Am zis că
până se face spanacul, să mă apuc de aluatul ăsta. Să-mi fac. Cred că vine ploaia. Nu știu cât de bine vedeți, dar este un oraș cu soare. Imediat este gata și spanacul și aluatul. Băgăm și prăjitura la cuptor. Mă apuc să fac câte un nou să mâncăm și gata, ne apucăm de curățenie. Bun, poftim? Acum. Este gata și prăjitura, am lăsat-o să se răcească puțin și acum o să pun niște zahăr pudră pe deasupra și să-mi tai o feliuță să mănânc, că mi-este poftă. Da, Marc? Ca și mine? Da? De ce, dragule? Că nu te ascultă? Bine, măi, puiule, bine, așa să faci. Deci vreau să vă spun că trebuie să încercați această rețetă și să o faceți cu prune. Și cu caise am făcut, mi-a plăcut, dar nu la fel de mult. Deci este nemaipomenit de bună. Blatul este foarte moale, foarte fain și este atât de bună. Și blatul nu este necăcios, v-am mai spus, este un blat umed. Dar combinația asta e blat cu prune, mamă, nemaipomenit de bun, mai ales că acum e sezonul prunelor, deci e wow. Bogdan a plecat afară cu copiii și eu o să mă apuc să fac curățenie, este 7:15, revin imediat. Dacă am vorbit la telefon o grămadă cu Bogdan, deci vreau să vă spun că am șters praful în dormitorul mare, în dormitorul mic și în holul mic. Și acum am ajuns în holul mare, deci atât de mult am vorbit cu Bogdan la telefon, cu telefonul l-am pus, tot îl plimbam după mine pe speaker și cu mâna țac-pac. Într-adevăr, n-am nici de șters multe lucruri prin dormitoare, am o oglindă, câte un televizor, marginile pe la pat, mai e pe acolo un birou, un alta, deci n-am multe de șters. Și acum am venit în holul ăsta mare să termin și aici. Merg bucătărie, balcon, sufragerie și cred că aspirator, periat, covoare, mop și așa mai departe le voi face mâine. Pentru că deja este 7:10 și cred că cu șters praful și cu toate cele cum stau eu să fac fiecare picior la scaun, fiecare picior la masă și toate cele o să-mi ia timp și o să facă vreo 8. Se întorc înapoi acasă, trebuie să-i fac baie lui Marc, trebuie să pregătim să mâncăm cina și de asta zic că nu cred că mă mai întind, mai ales că o să se facă târziu, să dau cu aspiratorul pe la 9:10 seara, sună urât. Așa că mâine de dimineață mâncăm, bem cafeaua și ne apucăm să facem unul tot cu aspiratorul, unul cu mopul și astăzi era vorba să mă ajute Bogdan, dar Marc a vrut afară, așa că a plecat afară cu el și i-am zis că fac eu... Dacă reușesc, fac totul, dacă nu reușesc, fac o parte și mai fac mâine o parte. Și voiam să vă arăt unghiile de la picioare, poate mulți dintre voi care mă urmăriți pe Instagram și pe Facebook ați văzut deja, dar știu că sunteți o parte din voi care nu aveți acele rețele de socializare și urmăriți doar pe YouTube, doar acolo mă urmăriți, așa că o să vă arăt cum mi-am făcut unghiile, mie îmi plac foarte mult. Deci astăzi mergeam, îmi luasem sandale negre și albastru ăsta pe care l-am făcut și de la top coat-ul ăla mi se părea mie așa că parcă zici că sunt ca o oglindă, deci luceau și erau atât de superbe, deci mă topiam, mergeam pe stradă și mă uitam la ele în continuu. Cam așa arată, mie îmi plac foarte, foarte mult. Super mult și culoarea, acum exceptat și voi că vedeți pe aici, acum m-am bronzat în unele locuri, sunt mai închisă și unele mai deschisă, că am avut sandale în picioare și m-am bronzat aiurea.
place foarte mult nuanța asta și mă gândeam dacă să-mi fac așa unghiile și la mâini, dar nu cred că am văzut un alt model pe internet. Așa că la mâini o să-mi fac altfel, o să vă arăt imediat. Adică aproximativ, că nu cred că o să-mi iasă așa. Stați că vă arăt imediat pe telefon. Și așa... Deci așa aș vrea să-mi fac unghiile, vreau să mi le fac pătrate, nu le voi face atât de lungi, Doamne, că mi se par foarte, foarte lungi. Acum nu știu dacă o să-mi iasă mie chiar așa, vă dați seama că, na, n-am eu nici pietrele pe care le are ea, nu am nici chestiile astea, aici voi pune eventual niște confeti sau niște inimioare din alea, dar aproximativ ceva de genul aș vrea să le fac, un French așa. În realitate se vede mult mai bine față de cum filmez eu acum cu telefonul, deci când mă uit pe telefonul ăsta se vede diferit față de cum mă uit de pe telefonul ăsta cu care filmez, dar așa aș vrea să le fac pătrate, sper să-mi iasă, în cazul în care nu-mi iese chiar așa, măcar aproximativ să le fac, v-am zis, la inelar o să-mi pun, am niște confeti și niște inimioare mici, drăguțe. Sau nu știu, aici ce-ar fi asta. Aici poate să fie și folie din aia. Mamă, cum face telefonul. Dar aici la pietre mi se pare cam ciudat. La pietre nu știu cum o să le... O să găsesc eu, îmi trece mie prin cap. Dar chiar dacă nu-mi iese modelul ăsta de la inelar aici și pietrele aproximativ, măcar să-mi iasă modelul ăsta. De fapt nu modelul, culoarea și toate cele. Că acum nu-mi iese chiar modelul la fel, asta este, dar măcar încercăm. Încercăm să vedem ce ne iese. Modelul ăsta nu cred că l-am să fac și pietrele astea doar să mă duc eu așa cu niște pietricele, tic, 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 cumva. Vedem noi ce ne iese zilele astea. Aș fi vrut să le fac astăzi, dar m-am apucat să fac curățenie, că unghiile mele încă rezistă, deci... Rezistă, chiar dacă au crescut, vedeți și voi că au crescut destul de tare. Mâna asta se prezintă bine, dacă vă arăt pe dreapta, Doamne. Deci dreapta e horror. Deci horror. Mi-a sărit și oja, uitați. Doamne ferește, cum poate să arate mâna asta dreaptă. Uitați-vă și voi și aici, peste tot. Deci e oribilă. Mâna asta la altă arată altfel. Pietrele sunt aici. Se vede că cu mâna stângă nu prea fac treaba așa de mult, că stânga pentru mine, eu sunt dreptace, nu prea mă ajută decât așa să o ajute pe dreapta. Așa că se vede o diferență foarte mare, că cu mâna dreaptă mereu spăl tot felul de lucruri, eu umplu cu tot felul de soluții și e și normal să nu reziste. Dar nu știu dacă și la voi se întâmplă. Și când îmi fac eu unghiile cu negru și când mergeam în trecut la fete, negru nu-mi rezista deloc. Deci negru îmi sare cel mai și cel mai mult dintre toate culorile. Deși negru nu e o culoare. Dar mă refer așa că nu-mi rezistă. Deci negru nu-mi rezistă nici în vârf, nici nu știu. Sare cel mai repede. Cel mai și cel mai repede. Așa că negru cam evităm să-l facem, poate așa câte o unghie, două, dar mai rar, că nu prea e pe gustul meu culoarea neagră pe unghie. Culoarea, că de ce zic culoare, că nu e o culoare, dar înțelegeți voi. Tot o culoare e, hai să zicem, tot o culoare. Culoarea neagră, nu? Tot o culoare. Bun, hai să ne apucăm de treabă în continuare, că deja am luat la vorbă. M-am încălzit foarte, foarte tare. Mini e în casă cu mine și ea aici, drăguța. Stă acolo sub masă. Am făcut aici și un green apple și fac curat, mai vin, mai beau câte o gură, iar mai mă duc, iar mai vin, iar mai beau câte o gură și tot așa. Nu știu ce să mai mâncăm în seara asta. Vă spun sincer că m-am săturat de toate mâncărurile și eu, dar și ei. Tot le-am luat și tot le-am schimbat și poate multe dintre voi vă întrebați de ce faci aceleași feluri de mâncare mereu și de ce le tot rotești. Pentru că altceva nu mănâncă. Și de aia tot fac din ele, după aia ajung să le rotesc și iar încep să fac aceleași feluri și iar le rotesc pentru că ei nu mănâncă. Ei nu mănâncă, de exemplu, dacă fac vinete la cuptor, dovlecel la cuptor, tocăniță de vinete cu dovlecel sau tocăniță de legume, mai exact. Nu mănâncă ardei umpluți, nu mănâncă ciuperci, nu mănâncă din aia, că sunt o,
o varietate foarte mare de mâncăruri, deci poți să gătești atâtea, poți să faci ciulama de pui, ciulama de ciuperci, poți să faci papricaș, poți să faci mazăre, spanac, tot felul, doar că ei nu mănâncă. Nu mănâncă din atâtea feluri de mâncare care există, nu le mănâncă. Și eu nu știu ce să le mai fac. Chiar nu știu ce să mai fac, nu știu ce să mai mâncăm nici în seara asta. Chiar nu știu. Vă spun sincer, este foarte, foarte, foarte greu. Deci este foarte greu. Dar găsim noi până la urmă ceva. Și când mă duc în magazin, mă uit pe acele rafturi și pe acele și în acele frigidere și nu știu ce să cumpăr. Și astăzi am cumpărat două pachete de mozzarella să le avem pentru micul dejun. Mă gândeam să fac în seara asta ceva cu ele și să mâncăm ceva cu mozzarella. Dar parcă nu știu. Am văzut tot felul de rețete pe TikTok cu anumite baghete. Iei bagheta, o bagi în cuptor, se rumenește, scoți, faci gen bruschete sau cu mozzarella, cu roșii, cu ce faci. Dar Marc nu mănâncă. Așa că nu știi cum să faci, nu știi cum să o dai, nu știi cum să o învârți și nu știi cum să faci să fie bine și să facem să mâncăm toți. Da, vă las că mă iau la vorbă și nu mai fac nimic. Imediat îi se întorc acasă și eu n-am terminat treaba, măcar să fac praful. V-am zis, chiar dacă nu reușesc să termin cu mopul cu ăstia, le fac mâine, nu-i problemă. Dacă măcar praful. Și la mine când mă apuc să fac praful, la mine înseamnă și uși, înseamnă și toată mobila de bucătărie, înseamnă și toată faianța de bucătărie, înseamnă și frigiderele pe exterior, deci tot. Tot ce ține suprafețe la mine, asta înseamnă tablouri și tot. Ușa exterioară, ușa interioară, pervazul la geam și de asta mi-a destul de mult timp. Că zici, măi, dar ce ai deștept așa mult? Dacă ar fi să zică cineva, păi am, că eu când mă apuc să le fac, le fac pe toate. De exemplu, la scaunele alea am dă bătăi foarte mari de cap, mă enervează foarte tare. Mai ales cum am și unghii, mă chinui să-mi bag degetele prin anumite locuri pe la picioare și eu iau fiecare scaun în parte și îl șterg exterior, interior, șezutul, fiecare picior în parte și normal că ți-a timp, nu? Să faci fiecare ușă în parte, să o ștergi de sus până jos, toată mobila de sus până jos, toată oglinda de sus până jos și tot așa și mi-a timp. De asta să termin cu praful și după aia vedem ce mai facem. Nu cred că mă mai apuc în seara asta să fac ceva pentru că o să fie târziu să dau cu aspiratorul și nu are sens. Așa că vom mânca ceva, îmi trag și eu sufletul pentru că deja am obosit. Lapte, mă gândeam să fac un griș cu lapte pentru că seara nu am reușit, dar lapte nu mai am decât pentru mâine la cafea. Mâine de dimineață sper să reușesc să se trezească, să reușim să ne trezim, să mergem să ia lapte, că vine un nene din ăla cu clopoțelul și aduce, v-am spus, lapte, tot felul de bunătăți și să cumpărăm lapte, să facem griș cu lapte, să punem și la cafea, mie îmi place și cum se simte gustul la cafea, chiar dacă are gustul ăla de lapte, de vacă, dar chiar îmi place gustul, dar... Să vedem dacă reușim, că și astăzi dormeam, că l-auzeam că dă cu clopoțelul și era grea trezirea pentru că Marc s-a pus la nani undeva pe la vreo 1 fără, cred că era ceasul. Mi-aduc aminte că vorbeam și cu Rebecca, deci aseară vorbeam cu Rebecca, era vreo 12 și ceva, 1 fără, ceva de genul, nu mai țin minte exact. Și eu vorbeam cu Rebecca și Marc, nu dormea și într-un final a adormit și Marc, am mai stat și eu puțin și am adormit. Și eu. Sunt dăți în care mă culcă Marc pe mine, nu eu pe el, pentru că nu are somn. Deci are o energie acest copil și credeți-mă că nu bea cola, rar mai prinde cu o gură de cola, dar rar. Ciocolată nu mănâncă, că nu prea ele cu ciocolata. Ce mai mănâncă așa ca ciocolată Kinder Bueno, deși n-am mai avut de câteva zile bune. În rest așa el mai mănâncă un marshmallow, mai mănâncă câte un gele sau așa, dar zilele astea după ce și-a revenit din... acea boală pe care a avut-o, că nici noi nu știm ce a avut, probabil un microb la stomac, nu am mai mâncat dulciuri, deși știu că și zahărul te agită, dar în mare parte știu că te agită cafeaua, cola, Pepsi, ciocolata, dar nu prea le-am mai consumat pe astea, adică să mănânc ciocolată, nu prea mănâncă, chiar avem și în dulap acolo ciocolată, nu mănâncă nici Selena, nici Marc. Ei mai ia câte un dulce, doamne, câte un jeleu din ăla, dacă mai mănâncă un marshmallow. Acum, în ultima perioadă, mi-am mâncat foarte multe fructe. Vine și îmi spune, vreau piersică tăiată, vreau banană, vreau pepene, vreau aia, vreau afine, vreau nu știu ce. Și mănâncă, mai bine mănâncă fructe, cereale cu lapte nu mai mănâncă, i s-a făcut scârbă de ele.
a mâncat cât de a fost rău și probabil el a crezut că lui s-a făcut rău de la cereale, deși nu a fost și nu a mai vrut să mai mănânce cereale. Are câteva chestii la care a renunțat și eu mă bucur, pentru că cerealele nu sunt sănătoase absolut deloc. Deci mai mâncăm și noi sau le mai dăm și lor, deși este o mare greșeală, știu, și noi avem o grămadă de cereale în casă, dar acele cereale nu aduce niciun beneficiu pentru sănătatea noastră, mai ales a copiilor, sunt foarte pline de zahăr și mă bucur că a renunțat la ele. O să mai cumpărăm poate din când în când, dar văd că deocamdată nu mai este tentat. Și mănâncă fructe. Deja mă întreba că când apar rodile, când apare cachi, că el vrea cachi, vrea clementine, vrea anumite fructe care se găsesc în sezonul rece. Și i-am spus că trebuie să mai așteptăm. Rodii am văzut că sunt, dar știu că nu e sezonul lor, că am mai luat și anii trecuți și am luat țeapă, le cumpăram, sunt și destul de scumpe în perioada asta și nu sunt bune deloc. Așa că i-am spus că trebuie să mai așteptăm puțin. Ia să beau o gură de Green Apple și să trec la treabă, că... Minișor, ce faci? Ce faci, dragoste? Dar ce faci, dragoste? Erai supărată că nu te-a luat cu ei, așa-i? Dar n-are voie la parc, iubita mea, nu are voie. Da, nu are voie la parc. Mai ce un mustățios? Care stătea la ușă? Stătea la ușă, drăguțu, da, când a văzut că am intrat în cameră. Auzi, mama, fă-ți mama griuț la noi tună. Cred că o să înțeapă ploaia. Griuț, uitați-l ce frumos e. Uitați-l ce frumos e. Mă ne peți. Uite ce tună, mama. Doamne, seamănă cu măsa asta. Asta seamănă cu măsa. Opa. Hai, fugi pe pat. Griuț. Griuț, să nu rost patul. Că tot voi l-ați ros acolo. Tot voi l-ați ros. Da. Ce iute ăsta fuge de colo-colo. Să nu-l pierd sub pat, că nu-l mai scot prea curând. Mă, veveroiule, mă! Mă, veveroiule, mă! Aici, la mama! Griuț! Griuț! Ala, mama, mă, urechiatele, mă! Ala, mama! Haide! Haide la mine, vii? Na! Roate, mă, săpăcitule, mă! Haide! Vi la mama? Vi la mama? Roadele câți așa le stric. Na! Griuț, nu-i voie. Te cu minte. Griuț, nu-i voie mama. Nu-i voie mama. Haide, stă un pupic. Veveroiule, vino-n coa. Vrea libertate, drăguțul, îi place, aleargă de colo-colo. Veveroiule! Veveroiule! Hai la mama! Hai aici, băiatul! Haide! Frumosule, doamne, drăguț ești! Haide aici! Haide aici! Să nu sari, nu? N-ai voie. Hai la mama. Haide. Urechile alea să asculti tu tot ce se aude. Haide. Haide, auzi. Ce drăguț e, doamne. Ce drăguț e! Trebuie să o sunăm pe Georgi să te vadă. Da! Îi e dor de tine, da, mama. Hai să o sunăm. Haide să o sunăm. Mi-am terminat de șters praf în toată casa. La noi a început să tune tot mai tare. Probabil vine ploaia.
Să nu sari. Și... Na, na, nu-i voie. Nu sări, că după aia nu te mai prinde supa. Să văd ce mâncăm și noi. Bogdan i-a făcut baie lui Marc. Au venit de afară și m-a ajutat. El, uite, asta mă face să mă ridic de colo-colo. Nu-i voie. Și... Haide, stai cu mințel. O să mă apuc să o sun pe sora mea acum să-i arăt că e tare drag de el. Haide! Uite ce șmecher e. A început să sune alarma la mașini, cred că de la tunete, că a tunat prea tare. Haide! Hai să sunăm pe Georgie. Se bagă peste tot. Dragilor, eu o să încheie acest filmuleț. Mă mai pun și eu un pic jos și mă ridică, că trebuie să mă duc să-l prind. V-am pupat cu mare drag și ne vedem în... Nu! În vlogul următor. Nu te băga acolo. Pa, pa! Ia zi, griuți! Pa, pa! Nu-i voie! Hai aici la mama! Hai aici! Nu! Nu! Nu mușca! Ia uite! A sărit din pat! Nu! Nu mai roade că și așa mi-ați ros pereții și toate lucrurile. Ghiuți, nu-i voie. Te-ai cu minte. Trebuie să am grijă să nu mi se ducă supat acum. Să stau de pază. Curiosul. Te ronțăie pe acolo. Sora mea nu răspunde. Așa că o să-l filmez un pic așa aici și trimit video. Da, Ghiuți. Te filmez aici și trimit video lui Georgie, că n-a răspuns. Uite că mă sună acum.